găsit, doamnelor și domnilor, puncte de vedere astăzi cu primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan. Bine v-am regăsit, domnule primar! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Tot timpul ocupat, tot timpul în teren, la proiecte, la lucrări, pe șantiere, neobosit! Nu avem ce să facem, asta fac de ceva ani și cred că asta e normal să fac. Am văzut în ultima conferință de presă a PSD Dâmbovița, erați extrem de nemulțumit, revoltat, supărat pe ce s-a întâmplat la ultima ședință de Consiliul Local și aș vrea să ne povestiți ce s-a întâmplat și despre ce coaliție vorbiți, ce blat vorbiți. Da, păi știți că după alegerile din septembrie, în Consiliul Local Municipal Târgoviște, este o majoritate a Partidului Social Democrat, o majoritate consistentă, 12 consilieri locali din 21, iar toți ceilalți consilieri de la celelalte partide politice s-au coalizat în ideea că ar putea să șicaneze, pentru că altă explicație nu pot avea, și cumva să ignore până la urmă votul târgoviștenilor, da? Pentru că târgoviștenii au spus cine trebuie să conducă municipiul Târgoviște de punct de vedere administrativ. Majoritatea în Consiliul Local a fost cel mai bun scor obținut vreodată de Partidul Social Democrat în Târgoviște. Din nou am bătut recordul de acum patru ani. Și mă bucur pentru că nu mai discutăm acum de angajamente asumate, ci de efectiv de lucruri care s-au întâmplat, de proiecte realizate și de câștigarea încrederii în 5 ani, da? De câștigarea încrederii târgoviștenilor care au votat într-o măsură covârșitoare. Da, păi și eu mă gândeam că la un 70, aproape 70% cu cât ați câștigat alegerile în al doilea mandat, mai stau și mă mai odihnesc. De unde? Nu, pe teren. Nu există, pentru că să știți că un asemenea rezultat te responsabilizează în primul rând. Adică asta este sentimentul pe care l-ai. Pentru că dacă reduci motoarele, se întoarce împotriva ta. Așteptările sunt foarte mari, cota de încredere este mare și atunci trebuie să continuăm și vom continua, iar Târgoviștea se va dezvolta. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost și un proiect având ca obiect modificarea unor elemente ale asocierii dintre municipiul Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița. Proiect de hotărâre în baza căruia Consiliul Județean Dâmbovița își majora cota de contribuție la proiectul de modernizare a centurii municipiului Târgoviște cu 1 milion, ajungând la o cotă de 4 milioane, noi rămânem la aproximativ 30 de milioane. Ei bine, am avut surpriza să constat că în afară Partidul Social Democrat, toate celelalte forțe politice din Consiliul Local s-au abținut. Păi stați că nu înțeleg, nu era de bine? N-am înțeles de ce, mai ales în contextul în care în Consiliul Județean, spre exemplu, PNL votase acest proiect de hotărâre, pentru că sunt proiecte corelative, adică trebuie să fie votat și la nivelul Consiliului Județean și la nivelul municipiului Târgoviște. Bun, da, cam asta e un lucru pe care nu l-am înțeles și nu l-am întâlnit în toată activitatea pe care am desfășurat-o la primăria Târgoviște. Să nu fi de acord cu o finanțare, până la urmă nerambursabilă, este un premier. Păi nu era de bine pentru târgovișteni și în asentimentul a ceea ce spuneau dânși în campanie electorală? Dar încă o dată spun ce am menționat la începutul intervenției. Nu le convine. Pe ce nu le convine? Că se finalizează centura. Că se termină lucrările la centură? Suntem la 85% în momentul acesta. Mai avem de lucru în principal la pasajele rutiere. E vorba de pasajul de la Petru Cercel, unde se lucrează pe cel de-al doilea sens, că primul este gata, la pasajul de la podul din zona TI și acolo unde eu sper că până în sărbători să redăm în circulație ambele sensuri, da? Să ne mai rămână numai
podul nou la care să lucrăm, astfel încât să eliminăm și acel inconvenient de pe Bulevardul Eroilor din zona respectivă. Bulevardul Eroilor, care este deja lățit la 4 benzi în zona pasajului de la pasajul de la Ninoasa până la podul de la Teiș, da, centura asfaltată într-o proporție importantă, 95%, mai avem în partea aceasta la drumul nou de la Cornel Popa, cel paralel cu râul Ialomița Mai, avem de făcut acea pasarelă de asfaltat, de făcut terasamentul, pentru că este ridicată, este construită și încet încet finalizăm acest proiect și atunci nu mai au, cum să spun, muniție. Da? Din asta electorală să mai tragă în să mai tragă în mine, spre nenorocul lor. Și mai spun ceva, n-au înțeles nimic de rezultatul de la alegeri locale. Nu? Dar nimic n-au înțeles. Continuă pe aceeași linie a ignorării până la urmă voinței târgoviștenilor, încercând să blocheze, să pună piedici, dar n-au noroc. Dar de argumentat și-au argumentat votul? Da, au spus că nu cunosc foarte bine situația de la centură și să le prezint situația generală de la centură în contextul în care centura este aproape gata. Ce să mai prezint? Proiectul a fost cu probleme deosebite, am reușit să scoatem la capăt, am spus că îl vom scoate la capăt, da? Nimeni nu prea paria pe acest lucru. Iată că am reușit să facem, n-am reușit singur, împreună cu echipa de la Primăria Târgoviște, împreună cu colegii mei din executiv, împreună cu colegii de la investiții și așa mai departe, am reușit să scoatem la bun sfârșit, să ducem la bun sfârșit un proiect foarte important pentru municipiul Târgoviște și acum discutăm deja de inelul 2 de centură, adică trecem puțin mai departe. Dar se pare că acest lucru nu este pe placul opoziției. Ia zic, și acolo dacă va fi același vot. Nu este pe placul opoziției, însă e greu de crezut că pot să reziste din punct de vedere politic în acest mod. Eu îmi exprim speranța că că le va veni puțin mintea la cap și vor uita de haina politică, vor îmbrăca haina administrativă. N-am promovat niciodată, dar niciodată, un proiect de hotărâre care să nu fie în interesul comunității locale. Niciodată. Am promovat sute de proiecte de hotărâre de când mă conduc din punct de vedere administrativ municipiul Târgoviște. N-am promovat niciodată un proiect care să nu fie în interesul comunității locale. Da. În pofida acestui lucru s-au gândit că ar fi bine, nu știu, poate că e și perioada asta electorală, mai avem puțin până la... Că sunt alegeri Până la alegerile parlamentare, da, e tot o miză, e o miză politică importantă, este reprezentată de alegerile parlamentare, pentru că discutăm de guvern. Eu sunt convins că târgoviștenii nu vor uita că noi am fost singura unitate administrativă teritorială din Dâmbovița care n-am primit niciun ban la debutul anului școlar, de parcă Târgoviștea n-ar conta, de parcă aici nu ar fi 20.000 de elevi, spre exemplu, de parcă aici nu am avea cea mai mare infrastructură educațională de departe din județul Dâmbovița. De parcă noi n-am plătit TVA pentru că au fost cote defalcate din TVA, da? Și atunci nu s-a dus nimic la noi. În schimb, au fost unități administrative teritoriale care au primit de câte 2-3 ori în Dâmbovița după momentul respectiv. Primarul fiind tot de la PSD? Primarul fiind de la PNL. Aha, deci asta contează. Da, se pare că asta contează, nu contează necesitățile pe care le are comunitatea locală. Sunt mâhnit. Câteodată revolta este extraordinar de mare. Faptul că am această poziție și că sunt primar al municipiului Târgoviște mă împiedică să am o anumită atitudine care să fie la nivelul indiferențe și disprețului de care târgoviștenii au parte de la acest guvern. Deci suntem pedepsiți de un guvern ostil. Aceasta este formularea cât se poate de clară. Un guvern care a uitat de municipiul Târgoviște, a uitat de târgovișteni, a uitat de ceea ce se întâmplă aici. Noroc că avem foarte multe proiecte semnate.
Și nu voi ezita să utilizez toate mijloacele legale pentru a ne apăra, pentru a ne apăra interesele la nivel, la nivel administrativ. De altfel, am fost în piața 1 mai, la sfârșitul săptămânii trecute, și n-am văzut niciodată atât de multă revoltă la adresa unui guvern. Niciodată. Și sunt de, cred că de vreo 10-11 ani în politică, însă n-am întâlnit până acum așa ceva. Oameni care spuneau cu lacrimi în ochi că nu au... Deci este o problemă pentru producătorii români. Că nu au cu ce să își crească copii, că nu au ce să le pună pe masă. Un guvern care a găsit de cuviință să suspende activitatea la interior într-o hală generoasă, cum este hala la, de la piața 1 mai, da? Aerisită, da? Și neaglomerată. Neaglomerată, bineînțeles. Am venit cu un proiect de hotărâre prin care am scutit la plată, de fapt am suspendat contractele pentru cei care ocupau etajele 1 și 2, pentru că nu aveau de ce să mai plătească oamenii. Oamenii ar fi plătit, săracii. În hala respectivă. Ar fi plătit pentru că... Chiar dacă nu, pentru nu vindeau că nimic. Hotărârea de guvern care a... prin care s-a stabilit suspendarea activității piețelor la interior, n-a venit și cu acest paliativ juridic prin care oamenii să se prevadă în hotărârea de guvern că societățile comerciale nu trebuie, care din punct de vedere obiectiv, deci independent de voința lor, nu mai pot utiliza spațiul respectiv, nu trebuie să mai plătească și contravaloarea. Dar credeți că au omis, adică nu le-a fost capul la lucrul ăsta sau pur și simplu nu interesează? Nu, asta o fac din obișnuință. Nu se pleacă niciodată. Nu se pun niciodată în partea cealaltă, în locul celui care este destinatarul unei norme juridice emise de către guvern. Niciodată nu se pun în acea situație. Pur și simplu o dau, Dumnezeu cu mila, ce s-a întâmplat. Știți cum este, Dumnezeu cu mila, ce s-a întâmplat? Dar uite, revenind la ședința asta de Consiliu Local, eu zic că târgoviștenii, care v-au trimis pe toți, indiferent de culoarea politică, în Consiliul Local, v-au trimis să faceți administrație pentru noi, nu politică. Și dânșii vorbeau despre faptul că vor face o opoziție constructivă. Ori dumneavoastră spuneți că din contră, fac acolo politică. La ce să fac politică? Opoziție? La luarea unor bani nerambursabili? Adică la asta să faci opoziție? La ce să faci opoziție? Am fost și în opoziție, să știți, la Consiliul Local. Veneam cu argumente, nu eram de acord întotdeauna cu proiectul de hotărâre pe care le propunea executivul, dar niciodată fără a avea o motivație solidă, fără a avea o motivație solidă pe care o și expuneam. Mă rog, e încă la început acest Consiliu Local, sper să-și revină. Având în vedere însă structura politică a Consiliului Local, foarte puține proiecte de hotărâre vor putea să fie blocate de către pentru că aveți majoritate. Dar avem majoritate, dacă mulțumită votului Târgoviștiu. Dacă nu aveam majoritate, era problemă. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost. Nici nu vreau să mă gândesc, deși înainte de alegeri își împărțeau posturile, era ceva de speriat ce s-auzea în oraș, era așa o efervescență. Era să mai auzeau și declarațiile dânșilor care spuneau, centura gata, noi ne ducem și facem pentru târgoviștenii. O efervescență extraordinară. Nu știți că, eu tot îi aștept, că spuneau că vin la primă. Vin cu proiecte. Că vin, nu, spuneau înainte de alegeri că vin la primărie. Eu tot îi aștept acolo, la etajul 1 de executiv, nu vine niciunul. N-a venit nimeni. Pentru că... Păi și atunci eu ce să înțeleg? Că dân și în ședințele de Consiliu Local o fac așa de ochii... Nu știu, n-aș putea să vă dau un răspuns punctual la această întrebare. Probabil interesul politic de moment, interesul electoral pe care îl au acum, le dictează, sau așa au primit ori de la partid, le dictează să atace primarul în funcție, pentru că este un vector de imagine, indiferent dacă primarul propune proiecte care sunt în interesul comunității locale, practic n-ave ce să faci. Păi ideea PSD e de vină sau cum? Nu știu cine e de vină. Ce și noi ca președintele nostru? Știți cum înainte, toată acea discuție de anul trecut, de înainte de alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare și așa mai departe, când a fost demonizată Viorica Dăncilă. Am mai spus-o și în fața dumneavoastră, n-a fost cea mai bună alegere pentru funcția nici de premier, nici pentru funcția de președinte. Dar
Acum nu cred că mă interesează pe nimeni aria cercului, ca să fiu sincer. Dar chiar ce, adică... spun, ce spun oamenii? Ce vă spun oamenii? Uite, apropo de faptul că președintele iese în fiecare seară și indiferent ce se întâmplă în țara asta, rău de vină este PSD-ul. Despre măsurile pe care le ia guvernul Orban, despre cum îi reprezintă pe târgoviștenii aleși, ce crede, spun oamenii? Nu-i mai crede nimeni. Serios? Nu-i mai crede nimeni și mai mult decât atât, e o discuție, că vin acum și spun, domnule, alegerile parlamentare. Păi eu am fost de câteva ori în Palatul Parlamentului, am intrat așa ca vizitator în Palatul Parlamentului. Domne, e un lux și o opulență, păi, acolo. Bine să fie, da, acolo. Ok. Și vin cei care îi țin pe oameni în frig, în umezeală, în curent, vin și le spun, votați-ne ca noi să ne ducem acolo unde e cald. Și e bine. Și e bine. Da? Nu ne plouă, nu ne ninge și păi, nu... Păi, cum cred dumnealor că vor fi votați? Pentru că ei au lovit în categoriile cele mai vulnerabile. Până la urmă, aici este problema. E o situație delicată, nu sunt ipocrit să spun că e o situație ușoară. Corect. În România, pandemia și așa mai departe, nu sunt ipocrit. Dar să lovești în categoriile cele mai vulnerabile, să lași fără pâine oamenii ăia, în vreme ce celelalte magazine la interior sunt deschise, e o, cum să spun, e ceva în neregulă. Păi specialiștii le-au spus ceva, de e nu? E ceva în neregulă aici. Dar cum explicați măsurile pe care le-au luat? Că dânsi spun așa, ați văzut, vine domnul Orban și ne spune, domne, specialiștii ne-au spus. Se întâmplă, din punctul meu de vedere, nu vreau să spun lucruri... Nu, ce credeți? Lucruri grave, din natură să îngrijoreze acum. Dar se întâmplă ceva, a scăzut numărul de teste, ați văzut? Da. A scăzut numărul de teste, dar numărul de decese crește. S-a dublat. Păi asta nu înseamnă că nu avem infectări. Dimpotrivă, dacă luăm statistic la 10.000 de, la 10.000 de infectări, 100 de decese, avem acum 5.000 de infectări sau cât avem și 196 de decese. Pe undeva e o problemă. Da? Pentru că se încearcă în mod artificial, așa, în acest moment, scăderea ratei de infectare, că este foarte periculos, pentru că principala armă împotriva, în momentul de față, împotriva pandemiei, neavând un vaccin, este testarea în masă. Păi și cum pentru că în momentul respectiv oamenii se izolează, da, și da, evită contactul. Corect. Și răspândirea virusului. Bun, acum interesul electoral primează. Adică este... Adică dumneavoastră vreți să spuneți că din cauza alegerilor micșorează numărul de cazuri din pix? Eu cred că așa se întâmplă. Nu am, repet, nu am... Este o opinie. Nu am certitudine, este opinia mea. Bă, ceea ce se întâmplă, am văzut și în mass media că se avansează această idee, pentru că e foarte dificil să spui oamenilor, ieșiți la vot la 20.000 de infectări. Da? Este foarte dificil. În schimb, stau liniștiți. Văd că transformarea unităților de învățământ în secții de votare e okay. Este în regulă. Da? Văd că scoaterea, aruncarea în stradă a producătorilor agricoli iarăși este în regulă. Nu-i deranjează. Adică nu poți să stai, ce să spune, nu poți să stai în piața 1 mai. Am fost, nu poți să stai fără... Practic ați reamenajat-o ca oamenii să poată să-și desfășoare activitatea, dar e inuman. Am scos geamurile, măcar să nu plouă, să nu-i ningă. Da? În momentul în care am pus geamurile, în secunda 2, s-a închis. Deci nu există altă... Că mă întrebau, erau și foarte, foarte mulți oameni, domnule, hai să facem ceva. Asta, ce? Asta se întâmplă. Având în vedere, plus vreun dosar de zădărnicire a combaterii bolilor sau ceva de tipul acesta. Aveți în vedere. Știți? Adică e foarte, foarte, e foarte, foarte dificilă situația. Și în acest context, ții membrii biroului electoral, care sunt vreo 10, da, în aceeași încăpere, timp de 16 ore, da, interacționează cu alte câteva mii de persoane și mă refer la o singură secție de votare. Situația asta e la o singură secție de votare din cele aproximativ 19.000 când sunt organizate acum. Vezi ce s-a întâmplat după locale. Acum, pentru alegerile parlamentare, vedem în Republica Moldova după prezidențiale ce s-a întâmplat. Acum, aproape de noi. Da? Ori lucrul acesta este absolut îngrijorător. Adică alegerile locale le-ai amânat.
când aveam câteva cazuri. Vreți să-mi spuneți că... Câteva cazuri, dar alegerile parlamentare nu pot să le amân. Păi ce crezi că președintele Iohannis nu e îngrijorat de soarta noastră? De ce nu le amân? Pentru că ar fi... împotriva interesului electoral pe care îl are Partidul Național Liber. Ce interes, domnule? Adică care ar fi interesul electoral? Să rămână la guvernare. E simplu. Să facă treabă pentru țară, că PSD rămână, e de vină și n-a guvernat bine, la guvernare. Nu? Eu nu sunt... știți că... cum să spun, separarea asta PSD, PNL... Eu cred că trebuie să ne uităm puțin la eficiența guvernului și la eficiența oamenilor și la oamenii care reprezintă fiecare formațiune politică, dincolo de prejudecățile pe care le avem fiecare dintre noi. Da? Dincolo de asta, haide să vedem. Păi, cred că se poate compara guvernul PSD anterior cu ceea ce face, cu ceea ce face acest guvern. Adică bani nu sunt pentru începerea școlilor, pentru dublarea alocațiilor. Auzi, în programul de guvernare dublăm alocațiile în 5 etape. Asta spune guvernul. Dublăm alocațiile în 5 etape. Păi până da, când? Până în 2030? Că nu înțeleg. Nu până când le cum mergi cu aceste 5 etape? Majorări de pensii nu, în cuantumul prevăzut de lege, măriri în zona educațională nu. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca medicii să fie pe salariile alea de dinainte de guvernarea PSD, care le-a mărit medicii, personalul medical. Sau profesorii. Personalul medical, în general, nu vorbesc de medici, cine ne-ar mai fi vindecat acum? Și asta este o întrebare. Păi da, dar și spun că duc banii în investiții. Eu încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Acum e bun Programul Național de Dezvoltare Locală. Am văzut că au început să posteze pe Facebook, domne, că nu știu câți bani am dat. Prostii, au plătit niște facturi pe bază un contract de finanțare semnate înainte și așa mai departe. Adică nu fac nimic extraordinar. Dar asta spus că și cu combinatul e o mare gogoașă ce domne, tot anunță dânșii. Legat de combinat, fiu mi-am asumat un punct de vedere. Într-adevăr, au modificat o ordonanță de urgență dată înainte de guvernul PSD. Aia atunci până în alegerile locale? Nu, au modificat acum. Până în alegerile locale n-a fost nimic. A fost pur și simplu o discuție în guvern. Și au spus că domnul este salvat combinatul de țeuri speciale. Acum nu s-a întâmplat nimic de la alegerile locale până cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare și acum au modificat acea ordonanță prin care au spus că statul poate prelua nu numai active miniere și din sectorul energetic, dar poate prelua și active industriale în general, funcționale. Bun. Asta e norma legală. Atât s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Nu a cheltuit guvernul niciun leu până în momentul de față realizând vreun demers pentru cei de la combinatul de țeluri speciale. Mai departe, au amânat emiterea deciziilor de concediere până pe 4 decembrie. Asta s-a mai întâmplat, dar a amânat-o administrator special, nu guvernul. Nu putea până pe 6, că e 5 și 6, sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică, exact. Eu sper și mi-ar plăcea să mă înșel. E o vrăjeală politică? Pe acest subiect, da, o perdea de fum electorală. Mie mi-ar plăcea să mă încerc pe acest subiect, să discutăm peste 6 luni de zile de un combinat de oțeluri speciale. Cu oameni la serviciu. Cu oameni la serviciu, revigorat și așa mai departe. Din păcate, opinia mea este că nu se va întâmpla lucrul acesta. Au spus asta înainte de locale, cu o zi înainte de alegeri, sau cu două zile înainte de alegeri, au aruncat chestia asta pe piață. Nu s-a întâmplat nimic acum, din nou foarte aproape de alegeri parlamentare. Mai vin cu o piesă în puzzle-ul ăsta pe care nu-l cunosc și nu știu despre ce este vorba, fără a spune niște lucruri, esențiale. 1. Ok, preiei activele pe care le preiei individual, nu e vorba de o preluare a pachetului de acțiuni ca să poți să spui că preiei combinatul de țeluri speciale. Preiei o hală, preiei, da, un teren și așa mai departe. Ce faci cu el? 2. Care este sursa de finanțare pentru repornirea combinatului? 3. Care este sursa de finanțare pentru plata salariilor pe prima lună sau pe primele două luni, pentru că marfa și dacă faci, nu-l dai, nu-ți vin banii, nu-ți vin banii imediat. 4. Ai făcut vreo analiză clară, concretă, coerentă pe ce presupune reluarea activității? Eu fi făcut, domnul Guran, dar nu v-a fi spus mie asta. Nu știu, sper să fi făcut. Eu v-am spus,
Opinia noastră este că este o vrăjeală politică, așa, o promisiune micinoasă? Aceasta este opinia mea, însă sper să mă înșel și combinatul să fie repornit. Dacă vor prelua activele, o spun public, Primăria Târgoviște, în baza unei dispoziții legale tot din acea ordonanță de urgență, este gata să devină partener pentru crearea unui parc industrial acolo. Deci noi suntem gata să facem lucrul acesta și noi și Consiliul Județean, am discutat cu domnul Corneliu Ștefan, suntem gata să facem lucrul acesta. Noi nu putem prelua active pentru că ordonanța nu ne dă dreptul, dar guvernul poate să le preia și după aia ni le poate transfera către administrațiile locale. Scrie în acea ordonanță că am studiat-o pentru a vedea exact cum au ajuns la concluzia asta, că a fost salvat. Deci am vrut să văd și domnule, poate e vreun miracol acolo pe care eu nu-l văd. Din păcate, nu. Repet, angajamentul public al administrației locale de a deveni partener în situația în care, situația, din păcate, puțin probabilă, dar dacă se va întâmpla așa ceva. Mai poate fi și o, cum să spun, da, pot prelua, eu știu, o secție, o hală, pot face eforturi să o pună în funcțiune, însă nu știu ce se va întâmpla cu ea. Cum? Că pentru că acolo sunt niște procese tehnologice destul de laborioase. Mai sunt și obligațiile de mediu, adică nu este ușor să faci lucrul acesta. De-a lungul timpului statul nu mai are calități de foarte bun administrator, nu a dovedit pe zona aceasta economică, dar repet, sper că eu să mă înșel și eu voi fi primul care voi recunoaște acest lucru. Am și eu dreptul la opinie până la urmă și v-am spus opinia mea de jurist, opinia mea legală. Nu de om politic. Nu de politician, de pentru că ar fi însemnat să spun că sunt nicio formă. Nu, spun că dacă mă înșel, eu voi fi primul care voi recunoaște acest lucru și mi-ar plăcea să mă înșel în legătură cu subiectul acesta. Mi-ar plăcea și să avem din nou metalurgie la Târgoviște, metalurgie de calibru, da, la Târgoviște. Adică eu am crescut la un kilometru jumătate de combinatul de oțelul speciare în Micro 12. Vin unii de până alte părți să ne povestească nouă ce e cu combinatul de oțelul speciale, cât de ce intervenție salutară au ei, cât de mult îl interesează pe domnul Orban soarta celor 1200 de salariați la Comitetul de Oțelul Speciale. Adică nu v-a convins? Lucruri din astea, într-o retorică electorală pe care am mai văzut-o, din păcate. Și de asta am spus, coroborată cu o analiză concretă a situației, concluzia nu e una. Deci nu sunt bune, ia spuneți noastră, că sunt de la PNL. Atunci spuneți-mi de ce sunt buni cei de la PSD. Apropo de faptul că sunteți un vector de imagine important, nu? Candidații PSD merg cu dumneavoastră pe teren. Știți că... De ce sunt mai buni PSD-iști? Adică de ce? Întotdeauna guvernele de stânga, guvernele Partidului Social Democrat, au găsit resurse să plătească și pensii și salarii, să le și mărească, da? Au găsit resurse să și stimuleze inițiativa privată, da? Startup Nation, pe care băieții ăștia gata l-au omorât, programul de finanțare, da? Au găsit resurse să mărească și drepturile de asigurări sociale, au găsit resurse, fără să vaite că trebuie să taie din altă parte, fără să arunce așa o anatemă cum apare domnul Câțu și spune: domne, dacă mărim alocațiile, trebuie să tăiem din partea aia, spuneți ce alegeți. Împrumutându-se pe de altă parte la niște dobânzi foarte mari și bătând record după record pe zona de împrumut și din păcate lucrurile astea nu mai pot fi îndreptate. Adică în momentul în care ai luat împrumutul, creditorul nu o să te ierte, indiferent că mai ești tu sau nu mai ești la guvernare. Va trebui să plătești, da? Partidul Social Democrat n-a făcut niciodată această discriminare pe criterii politice pe alocarea sumelor de bani. La noi au fost discuții mari în partid. Să știți că de aceeași dată primarilor PNL, da, erau, și spuneau: domne, chiar așa, ăștia când sunt la guvernare
uitați ce fac, dar acum sper să ne fie învățare de minte și să facem o repartiție exact în funcție de proiecte. Nu prea au depus toți primarii PNL proiecte, să știți, dar s-a mers pe, domnule, să existe, să nu fie discuții și așa mai departe. Le spuneați dumneavoastră că PSD are soluțiile. Și pe ei nu interesează, dar chiar are soluții. Nu spun că e, cum să spun, că oamenii sunt neapărat providențiali. Nu spun lucrul acesta. Nu există pădure fără uscături. Evident. Nu există, dar discuția a plecat din zona asta cu, pentru că toată antipatia împotriva PSD n-a fost generată de criză economică, n-a fost generată de nevoile de bază ale oamenilor, da? Ci critica a fost generată de chestiunea aceasta cu problemele cu legea penală și așa mai departe. S-a dovedit că, de fapt, ei au mai multe probleme decât aveam noi. Cu ciuma roșie, cu comuniști. Decât aveam noi, da. Nu sunt de acord nici cu ceea ce s-a întâmplat în Partidul Social Democrat înainte, da. Cu, până la urmă, o chestiune prin care nu puteai să discuți cu liderii de partid. Acum se poate. Acum se poate și s-a mai putut un lucru. S-a mai putut lărgi Consiliul Politic Național, adică principalul organ de conducere al Partidului Social Democrat, cu președinții de Consiliu Județene și cu primarii de municipii, președinții de județ. În baza statutului s-a modificat statutul. Adică până acum era numai președinții de organizații județene. Și punea, baronii, conducerea, și asta e o critică pe care o fac probleme, da, îți punea un președinte interimar, da, acela n-avea cum să miște în front. Corect. pentru că știa era, că este la mâna președintelui era schimbat național. Și așa mai departe, și așa se lucra. E bine, acum nu, s-a lărgit, primarii și președinții de Consiliul Județene nu depind de conducerea partidului, depind de vot. Adică practic aveți voturile oamenilor în spate care exact, vă dau... Exact, și sunt foarte mulți, da? Și din acest punct de vedere, iată, măcar și numai dacă ne raportăm la această situație, avem un progres din acest punct de vedere și de asta am spus că se poate discuta. Plus că se poate discuta în general, de la om la om. Da? Iar lucrul acesta este vital, cred eu, pentru că o altă greșeală pe care a făcut-o fosta conducere a fost să se rupă de local, să se rupă de ceea ce se întâmpla la firul ierbii. Da? Adică noi aici simțim cel mai bine feeling-ul și feedback-ul cetățenilor. Păi aveți câteva luni de când sunteți numai pe între oameni. Nu există, nu există câțiva ani. Nu există politician mai aproape de oameni și de nevoile lor, și la propriu și la figurat, decât primar. Păi da. Indiferent că e primar de comună, de oraș, de municipiu și așa mai departe. Da? Pentru că... Tot dumneavoastră o să-i trageți oamenii, de mâine, că-și pe parlamentar. Oamenii la noi apelează pentru... Păi da, ai, nu ai competență, oamenii sunt, încerc să... Până la urmă... Nu, dar uite, vă întreb, ia ziceți, domn primar, că v-am ales, am îngrebat, cu cine să votăm? Nu, serios, vă întreabă oamenii, da, noi ce facem? Serios? Foarte mulți. Cu PSD. Nu, cu cei noi care, cei care au fost alături de noi, cu cei care au sprijinit municipiul Târgoviște, cu cei care nu și-au bătut joc de oameni la debutul anului școlar, da, cu ei să votăm, nu cu unii care nici nu cred că știu foarte bine pe unde e Târgoviștea, cu unii care în plină stare de urgență sau nu știau până acum. Un an de zile, un an jumătate. Am învățat. Cu unii care în plină stare de urgență fumau și beau până în birourile de la Palatul Victoria. Adică sunt lucruri și de aici și nivelul acesta de îndârjire. O simțiți? Da. Au mai spus-o câțiva lideri politici. Dom'le, oamenii sunt din ce în ce mai, o simt. Mai supărați. O simt. Mai... Și au venit, nu știu dacă ați văzut episodul acela cu cei din zona PAFCOM. Da. Da. Care au venit aici, în piața prefecturii. Eu n-am nicio problemă, am ieșit în fața oamenilor, am discutat cu ei, oamenii m-au aplaudat. Păi da, n-aveau treabă cu dumneavoastră, aveau treabă cu prefectul. Bun. Ghinion. Pentru okay. ei. Ok, a ieșit domnul subprefect, s-a discutat, le-a spus o chestie, să nu s-a întâmplat lucrul acela. Mă rog, însă oamenii, pentru prima dată după foarte mult timp, au ajuns cu cuțitul la os.
Aici e mare problemă. Adică acum nu mai discutăm de chestiuni din astea teoretice, nu mai croșetăm pe marginea unor dispoziții legale pe care vezi că modifică ăla legea ca să, cum să spuneam, ca să-l scape pe nu știu cine de pușcărie, chiar dacă nu era adevărat, da, dar se putea croșeta și oamenii spuneau, da, bun, acum discutăm. E vorba despre ei. Acum despre discutăm lor. Despre nevoile de bază. Acum discutăm despre, nu știu, ideea de a nu avea ce să pui pe masă. Adică astea sunt și din păcate cred că va urma o criză economică majoră. Sunt câteva lucruri pe care actuala guvernare le ține ascunse în sertare. Au mai apărut în spațiul public câteva informații, da, cum ar fi o scădere a salariilor între 20 și 40%, lucruri care vă dați seama, numai după o asemenea perioadă, aia ne mai lipsește, da? O asemenea criză, să scadă puterea de cumpărare, să se închidă afaceri și așa mai departe. Pentru că văd că nu au importanță pentru actuala guvernare. Eu sunt un critic al acestui guvern, nu de dragul de a critica. Dar când e asemenea măsuri, că nu a ajuns cu nimic municipiul Târgoviște, pe cât de supărare nu ne-au ajutat, că votează oamenii. Ați devenit liderul de sindicat al târgoviștenilor. Că votează oamenii, da, și că oamenii au încredere în mine. Și că în toate sondajele care se făceau, cota de încredere era una foarte mare în ceea ce mă privește. De ce? Pentru că am discutat cu oamenii și pentru că am fost, cum să spun, am fost foarte direct cu ei. Poate că nu am reușit să realizez tot ce mi-am propus sau atât de repede pe cât mi-am propus. Însă, nimeni nu poate să spună că nu m-am implicat și nu am făcut tot ceea ce am putut pentru a realiza un anumit lucru. Haideți, da, să încheiem într-un ton optimist, așa, apropo de ce v-ați propus, că tocmai ce ați anunțat, că v-ați propus, da, să împodobiți Târgoviștea de sărbători, ca măcar asta să simțim, nu? Să simțim că vin sărbătorile. Da, și asta e o... Dar vă zic că n-aveți voie târg. Și asta e o întreagă discuție în momentul Crăciun, de față. Am văzut că unii au ajuns chiar să respingă ideea de Crăciun, ideea de Moș Crăciun, ideea de bucuria asta sărbătorilor de iarnă. Cu ce mai rămânem dacă măcar de lucrurile astea nu ne mai bucurăm? Și uite, și spune unui copil că nu vine, nu o să vină Moș Crăciun. În cauza COVID. Da, spune-i lucrul ăsta. Nu, spune-i lucrul ăsta dacă ai curaj. La televizor o spui. Dar te spune, iau un copil din ăla micuț așa și spune-i nu mai vine Moș Crăciun, că e COVID. Păi chiar nu mai vine Moș Crăciun? Nu, serios, pentru că veneau copiii cu colindul la primăria Târgoviște. Moș Crăciun îi aștepta în piața tricolorului sau... Sunt lucruri imposibile. Nu, serios, nu se poate. În actuala... În schimb, ce veți face? În actualul context. Nu avem decât posibilitatea de a lumina frumos orașul. Uh-huh. În rest... Târg de Crăciun, nu? Păi nu, ce spunea colega noastră de la Craiova, că face pentru că respectă toate legislația în vigoare. E destul de dificil. E dificil. Destul de dificil în contextul în care în hotărârea de prelungire a stării de alertă se prevede foarte clar că sunt interzise târgurile, oboarele, piețele volante și așa mai departe. Adică au interzis. Sunt permise exclusiv piețele agroalimentare în aer liber. Atât. Atât. Și săptămâna viitoare vine și autobuzul, nu? De la Mercedes-Benz. Primul. A venit este în București. E în țară. La sediul Mercedes-Benz. Se fac ultimele echipări, ultimele verificări. Este pregătit de livrare. Săptămâna viitoare va veni. Și până în martie vor veni toate. Nu știu în ce ritm, nu știu în câte loturi și așa mai departe. Cert este că în martie le vom avea pe toate. Iar Târgoviștea își va schimba încet, încet... condițiile și pe zona de transport public. Iar până atunci vom demara și proiectul complementar de reabilitare a infrastructurii de transport, atât din punct de vedere a coridoarelor de transport, de străzile, cum ar fi Bulevardul Mircea cel Bătrân, Regele Carol, cum ar fi strada Gării, pasajul rutier de la Pafcom,
Vom construi un depou, câteva stații de capăt, dar când spun depou mă refer la o la niște facilități extraordinare pentru călători și așa mai departe. Stațiile de traseu vor fi modernizate, adică vom avea un transport public efectiv de nivel european, în contextul în care aceste autobuze Mercedes-Benz Citaro hibrid circulă acum, eu știu, prin München, prin Berlin, prin Cracovia, adică vă dați seama ce ar fi fost acum dacă, spre exemplu, ar fi câștigat licitația un producător de autobuze din Turcia. Vă dați seama ce? Era circ. Vă dați seama. M-am rugat la Dumnezeu, numai Mercedes a venit. Am încercat să avem o documentație la caietul de sarcini de natură să permită prezența numai a producătorilor foarte, foarte serioși. Da? Fără, ca să nu aveți... Respectând toate cerințele legislației în vigoare, pentru că avem și supravegherea ANAP pe aceste proiecte, n-am scăpat. Da? Dar cu toate acestea, uite că am reușit și Mercedes-Benz ne vinde autobuze la Târgoviște, în premieră. Da? Și vom avea niște autobuze Mercedes-Benz Citaro hibrid, autobuzul anului trecut în Europa, pe zona de transport public în comun, iar spre marea supărare a unora. Care e supărare? Mare supărare, mare. O fi oftică, e altceva. Credeți că le pică bine? Credeți că le pică bine faptul că au trecut alegerile locale și că se întâmplă lucruri la Târgoviște? Credeți că le pică bine că după alegerile locale am dat în funcțiune Creșa 14, una dintre cele mai moderne din România, da? Credeți că le pică bine că după alegerile locale am dat în funcțiune terenul sintetic? Da, ce terenul sintetic de lângă complexul de natație? Ce comentează oamenii? Bine, domn primar, că le faci, le reabilitezi, le modernizezi, le așa și onor guvernul le încuie. Ați văzut că sunt astfel de comentarii ale oamenilor? Sunt, să știți că nu vă rămâne fără răspuns pe 6 decembrie. N-am fost niciodată mai convins de lucrul acesta. Niciodată n-am fost mai convins de lucrul acesta. Repet, fără a considera că într-o parte sau în alta sunt numai, cum să spun, avem numai oameni extraordinar de capabili și în partea cealaltă numai proști. Nu este așa. Dar măcar în partea asta oamenii sunt animați de bune intenții, da? Și sunt oameni cu o anumită pregătire, pentru că încet, încet, ați văzut că a fost o discuție în mass media cu... Eu am asistat la o asemenea, eram la ședință și am asistat la o asemenea măsură prin care președintele partidului a spus domnul lider de la Vrancea, ați pierdut alegerile la președinția Consiliului Județean, n-aveți ce să mai căutați pe listele de parlamentari. Da? Că... Deci la PSD oamenii sunt animați de bune intenții și au soluție. Și la PNL? Asta e lucrul cel mai... Păi de vedeți? Ce sunt animați? Păi nu vedeți? Nu știu. Probabil că... Mie mi se pare că răspund la alte comenzi, nu la cele care ale cui? Care vizează. N-aș putea să vă spun în momentul de față. În orice caz, nu sunt conectați la nevoile oamenilor. Și asta e un lucru extraordinar de grav atunci când ești la putere, când ai guvern, când ai toate instituțiile publice, mai pe cap niște primari și niște președinți de consilii județene care te tot bat la cap și te critică că nu-i ajuți. Asta o ai pe cap. Dar în rest, ai tot ce trebuie, ai toate pârghiile puterii și mai ai acum și această nemulțumire a oamenilor întemeiată de natură să genereze o problemă și să fii nevoit să sacrifici sănătatea publică de dragul unui scor electoral pe care tu îl consideri ceva mai consistent pentru tine, adică speră să treacă cumva de 30%, vă spun care este logica, să treacă cumva de un 30% împreună cu DMR, eventual cu PMP și cu cine mai fi pe acolo, să facă un guvern din ăsta de strânsură. Păi, fac o majoritate. Da, ca... Și să rămână la guvernare cât ori mai rămâne, că mai mult de un an, și dacă câștigă acum nu rămân, vă spun cu toată sinceritatea. Țineți minte că ce vor fi, că rămâne. Că vor fi alegeri anticipate și... Adică... Deci, nu, asta într-o altă emisiune. De sincer vă spun că la ceea ce se întâmplă acum și la ce au în sertar pentru a pregăti după alegeri,
E... Însă... Eu vă promit că vorbim săptămâna viitoare, că ați repetat de câte ce pregătesc ei după alegeri și m-ați făcut curioasă. Vă mulțumesc pentru prezență. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.